Au fost demarate lucrări de construcție la obiectivul de investiții corectarea torenților Fetița Mare, Ocolul Civic Petroșani, obiectiv finanțat prin PNRR. Planul Național de Redresare și Reziliență. La finalizarea investiției de 4,4 milioane de lei estimată pentru anul 2025, vor fi conectate 3,1 km de albi torențiale prin construirea de 10 baraje, 6 traverse, 2 praguri, sute de metri de canale și peste 1000 de metri de gărdulețe. De asemenea, vor fi consolidate zonele de alunecare, 7780 de metri pătrați și se vor împăduri 1,5 hectare de terenuri degradate. Lucrările de corectare a torenților reduc riscurile generate de viiturile torențiale și servez la protejarea drumurilor forestiere, fondului forestier, a obiectivelor publice și a proprietăților private din aval împotriva acțiunii distructive a scurgerii torenților și inundațiilor. Reprezentanții Rom Silva, Direcția Silvică Hunedoara, spun că acest proiect va avea un impact semnificativ în consolidarea zonelor de alunecare, acoperind o suprafață de aproape 8000 de metri pătrați și în procesul de împădurire a 1,5 hectare de terenuri degradate, contribuind astfel la protecția mediului și a resurselor naturale.